Această casă a devenit un simbol al speranței în mijlocul dezastrului. Proprietarii săi au declarat că au fost șocați să afle că locuința lor a supraviețuit. Orașul istoric Lahaina a fost redus la ruine de flăcările care s-au răspândit cu o viteză uluitoare, transformându-l într-un peisaj apocaliptic. Incendiile devastatoare care au prins Maui sunt acum considerate cel mai mare dezastru natural din istoria statului Hawaii. Până în prezent, tragedia a fost însoțită de 114 morți și peste 850 de persoane dispărute, cu un miraculos bilanț de 1200 de persoane găsite în viață, conform informațiilor oferite de autorități. Căutările îndelungate pentru supraviețuitori continuă, în timp ce comunitatea și întreaga țară se ridică în solidaritate pentru a face față acestei crize fără precedent. Imaginile cutremurătoare cu un oraș cu o istorie bogată acum redus la cenușă și moloz au circulat pe internet. Ceea ce a uimit însă lumea este faptul că în mijlocul acestei distrugeri apocaliptice o casă veche de peste 100 de ani a rezistat, practic neatinsă de flăcări. Această casă a devenit un simbol al speranței în mijlocul dezastrului. Proprietarii săi au declarat că a fost șocat să afle că casa lor a supraviețuit. Familia Milikin a achiziționat casa în stare foarte proastă acum 2 ani și a început un proces intens de renovare. Aceste eforturi, precum înlocuirea acoperișului din șindrilă cu unul cu o țiglă metalică, înconjurarea casei cu pietre de râu și curățarea vegetației din jur, s-ar putea să fi fost cheia salvării lor. Totuși, aceștia recunosc că nu au luat în calcul un incendiu ca potențial pericol, iar casa acestora nu este complet ignifugă. Faptul că am înlocuit acoperișul și am curățat vegetația a avut un rol crucial. Dacă acoperișul era din șindrilă bituminoasă, casa ar fi luat foc. Eforturile acestei familii pentru protejarea casei lor a devenit un simbol de rezistență în fața dezastrului și au stârnit un val de empatie din partea comunității. Familia a menționat că vor reveni în Lahaina când situația se va stabiliza și că intenționează să ofere casa lor ca adăpost pentru cei afectați de incendii, relatează mesajul.ro.